Asociația Județeană de Atletism are o conducere nouă. Președinte subsemnat a vizitului Elena și le mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care acum trebuie să le demonstrez acest lucru. Vicepreședinte este Țâmpău Irzila de la Câmpul Lung Moldovenesc și secretar general domnul Gerasim Valerică. O echipă puternică și ambițioasă. Astăzi aici, pe stadionul Areni, s-a desfășurat premierea celor mai buni colaboratori ai Asociației Județene de Atletism și le mulțumesc pe această cale că au fost alături de noi. Da, într-adevăr, este o distincție care mă onorează, care îmi confirmă că toate rezultatele mele și toată munca pe care eu am depus-o sunt apreciate, munca la fel. Este o distincție care mă obligă să duc mai departe toată experiența pe care eu am acumulat-o în decursul acestor ani și ce pot să spun, este o bucurie, chiar dacă trăim aceste vremuri, toată lumea se confruntă, tot mapa mondul se confruntă cu acest virus, dar încercăm să rămânem pozitivi. Încercăm să lucrăm în continuare cu copiii, având grijă de ei și de felul în care decurge toată pregătirea. Sper să reușim să trecem cât mai repede peste această perioadă. Avem copii care practică și un sport de performanță și care au și rezultate foarte bune la învățătură. Sportul dezvoltă mintea, dezvoltă capacitatea unui copil de a se împărți, de a-și împărți timpul. Copiii știu foarte bine să-și managerieze activitățile. Este foarte bine, deci un sport ordonează mintea unui copil. Traversez o etapă de glorie în viața mea, ținând cont că în spatele anul acesta am fost premiată pentru cea mai bună antrenoare din 2019. Am reușit să intru în premiile mentor. Ne-au fost 268 de nominalizări și am intrat în primii 10. Am fost acum la campionatul ăsta balcanic și unde am reușit și am avut onoarea să fiu team leader. Cumva am reprezentat echipa României, am reușit să fac festivitatea de premiere acolo, ceea ce e un vis devenit realitate, chiar nici nu visam la așa ceva. Și acum, ultima noutate, premiu de la Asociația Județeană de Atletism, pentru asta mă aflu aici acum în fața noastră. Mă bucur cât suflet pune doamna președintă Elena Vizitiu la această competiție. Am început să avem acele tradiții pentru crossurile pe care le avem în Suceava. Am convenit noi să facem ediția de primăvară, ediția de toamnă, pentru că sunt foarte mulți doritori care vor să alerge. E un lucru frumos, un lucru sănătos. Așa cum se știe, se organizează pe toate categoriile de vârstă. Din păcate, în acest an am avut prinsă sumă în buget, 50.000 de lei pentru acest eveniment. Ea nu s-a putut consuma, având în vedere faptul că nu se pot organiza aceste competiții azi. Deci ne rugăm la Dumnezeu să scăpăm de acest coronavirus, să înceapă activitatea sportivă așa cum se cuvine și dacă ne întoarcem din nou la atletism, pentru că este o diplomă din zona atletismului, noi sprijinim federația, sprijinim sportul de performanță. Ați văzut că am spus mai în glumă, mai în serios, doamnei Casandra, că de ce nu să mai nasc o Casandra aici la Suceava, să avem copii talentați, să avem tineri care să ajungă la olimpiade, la campionate mondiale, să putem lua medalii.